Hai, salut, bă, frumoșilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Băi, suntem aici alături de Taz, dar voi nu vedeți pentru că am făcut eu în așa fel încât să fie doar capul meu, știți foarte bine. Și este aici, se pare că o trezi. Fă-mi pare rău, dar nu te trezi să te dau jos de pe mine. Că veni și stăteam aici să-mi pregătesc eu chestiile și nebuniile și veni pe capul meu. Veni aici și sări la mine în brațe și zicea, cum fac ele? Și se pusă și vrea să doarmă. Acum o cam deranjez eu și nu cred că-i convine, s-ar putea să plece. Exact ce vă ziceam. Că nu-i place când gen se mișcă, vă dați seama, ea simte vibrațiile alea. Fată, să nu stai pe haine. Așa, se pusă în pat, perfect. Simte vibrațiile atunci când vorbești și o deranjează pe ea. Știu că mereu când vorbesc, când fuge din brațele mele, până atunci, ia stați un pic, că fac un mai păr. Fată, ia să nu mai vii la mine aici. Lasă-ți, nu, eu zic așa, dar îmi place să stea în poală. Ia stați un pic, să-mi dau ăsta. Așa, tati, altă viață. Băi, fraților, astăzi vreau să facem ceva, un lucru pe care vi l-am promis de ceva timp și de care nu m-am ținut. Adică, bine, nu m-am ținut, n-am spus când o să-l fac anume, am spus doar că o să-l fac. Și știu că mi-ați mai zis prin comentarii, fă ăla. Este vorba de tunat mașina, ia să vedem, parcă Nissan, dacă nu mă înșel. Nissan, ia uitați-l, mă. Nismo GTR LM ăsta, din 1995, aparent. Nu știu care e șmecheria cu acest Nissanaș. Ideea este că m-ați rugat, și adevărul e că arată super bine, n-am ce comenta. M-ați rugat să-l fac. Fă-i clip cu el, fă-i clip cu el. Și așa că am făcut clip cu el, fraților. Adică fac clip cu el, facem acum. Ia uite-l, ia. Dar ce, bă? Așa, perfect. Mamă, dar ce șmecher arată. Bine, în primul rând că e curat. Asta unul la mână. Dar Twin Turbo, are deja Twin Turbo pe el, mă? Fără să fie tunată? Vedeți că scrie Twin Turbo. Nissan Twin Cam 24 de valve, aha. Dobitoc și 24 de V, 24 de valve, da. Corect. Haideți să vedem ce este și înăuntru mașchetuței noastre. Hai, băi, așa. Și haideți să intrăm în ea. Ia, tati, ia să vedem fața de ușă. Arată ok. Este o mașină de curse după volan, o luați, observați. Bă, asta zici că e frâna mea de la Ford. Deci frâna de mână zici că e frâna mea de la Ford. Scaunele nu sunt din piele sau sunt jumate jumătate. A? Pare să fie jumate material, jumate piele, din câte observ eu, nu știu sigur. Astea în bord sunt din nou și în ce vreți. Și un radio, bă, bordul seamănă un pic cu al Fordului la capitolul plastic, raie și chestii, dar e oarecum normal. Ia să claxonăm. Da, oare claxonează cu claxonul? Bă, ăsta, mă. Ăsta așa. A, nu, aici îl schimbi. Credeam că claxonează, dar se pare că nu. Ok, haide să mergem și la spate să-i deschidem portbagajul, să vedem dacă este o mașină de cărat. Da, nu este o mașină de cărat. Era cam logic. Logic, ia să vedem aici. Ce? A, nu, acolo schimbăm plăcuțele, dacă nu mă înșel. Bă, arată șmecher. Chiar arată șmecher. E umflată, e făcută, e dreasă, e... Dar nu știu dacă e tunată în vreun fel sau altul, pentru că un tuning are pe ea, clar, dar gen, nu știu dacă... E ea tunată ca și cum ar fi Forza Edition sau ceva, știți la ce mă refer? Nu știu, chiar nu știu. Haideți să ieșim și să îi dăm un cum îi zice, mă? Nici nu mai știu. Îi dăm un șut în fund să vedem cum merge. Auto-le ea! Bă, ești nebun, e de drifturi, frate? Pare să fie după... A? A, nu. Mi s-a părut la plecare că părea un pic de drifturi. Bă, dar arată și... Se aude foarte șmecher. Am dat, mă, sunorul mai tare la Forza. Ia stați un pic. Că mi-au mai zis oamenii, bă, dă-i ăsta sunetul mai tare la Forza, că noi n-auzim bine. Eu l-aud bine, sincer. Nu știu de ce ziceți voi că nu l-auzim. Uite, îl dau la aici. A, așa, îl dau la 9. Nu e mare diferență, dar, bă, ce făcui, mă? A, așa. Ar trebui să fie ok, da? A, așa. Nu știu dacă auzi. Eu sper că auziți. Nici prea tare nu trebuie să fie. Dacă e tachio ca să auziți motorul, ia auzi. Bă, mie mi se pare că se aude foarte șmecher și s-ar putea să fie destul de fâșneasă după tuning. Acum are aproape de 700, e logic că nu o să prindă mai mult de 150 la oră. Dacă îi prinde și pe ea, îi prinde. Dar, bă, e șmecheră.
Până acum îmi place. Și nu e tunată, vă dați seama. Adică am așteptări mari de la tuning-ul ei. Nu știu de ce, dar am eu o impresie că ar trebui să fie lucrurile ca lumea. Acum să vedem dacă mă cum se numește, înșel sau nu. Ia să vedem, acum e momentul adevărului, 950 și ceva. Se pare că nu prea mă înșel, din câte o puteți observa și voi. Băi, mi-a mai zis cineva, ce, ia tuningurile de pe net, nu mai statusul ăsta, nu le mai face tu că nu te pricepi. Bă, într-adevăr, nu mă pricep. Dar ideea este în felul următor, aș vrea să mă pricep, adică așa înveți, ușor, ușor. Băi, vă dați seama că motorul cel mai probabil o să trebuiască schimbat, dar eu zic să facem așa cum facem de obicei, îi băgăm frumusel un single turbo, dar, deși nu înțeleg, practic, single turbo-ul îi crește, deși ea acum are într-adevăr stock twin turbo. Am văzut noi bine ce am văzut. O să-i pun single turbo din moment ce aparent e mai bun, nu o să-i schimbăm nimic la motor pentru moment, adică bine, o să facem upgrade pe motorul ăsta, care deja este pus. Eu nu știu dacă... Haide să-i punem astea, dar s-ar putea să-i le scot, că mi scade pe ea. Ok, o să-i lăsăm slicurile pentru că crește foarte mult launch-ul, pentru că am lăsat-o doar pe spate, din moment ce au observat și voi că oricum 4x4 era nașpa. O să-i bag decât un pic ieșit în afară pe față. Haide să vedem pe aici, la clutch. De obicei ăsta scade, exact ce spuneam. Așa că o să-l lăsăm în stock. Race drive lines. Și îi băgăm și differential two ways, pentru că poate îi băgăm ăsta, poate îi băgăm un fine tuning. Mi-a zis cineva că nu e fine tuning, că e doar tuning sau fine tuning, a scris el. Nu e fine tuning, pentru că tuning e ce facem noi acum practic. Fine tuning-ul înseamnă că îi umpli tu la ăsta, cutia de viteză, la chestii, la trestii, la nebunii din astea. Așa scrie acolo, fine tuning. Acum dacă nu o fi fine tuning, eu ce vreți să vă fac? Dar așa scrie. Ok, haide să vedem, bam, bam. Bă, pare că și cu ăsta o să se ducă un picuț mama voastră de căști. O să trebuiască să-mi iau neapărat ăla, mă, brațul ăla de microfon, că stau cu microfonul ăla pe birou de nu știu cât timp. Și mi se mai plânge lumea în comentarii, sport turbo, că nu se aude la... foarte bine și oarecum e normal că sunt niște căști care nici foarte scumpe nu sunt. Așa că e normal să nu se audă extraordinar de bine, dar trebuie să facem cumva să reparăm chestia asta. Ok, haide, deci 80 de K, nu cred că o să ne mai ia mai mult de încă 50 pe celălalt motor. Așa că este totul ok. Hai, tati. Haide să vedem cum merge ea acum. Pe a întâia tot la fel, îi dă să plece în, cum se numește, să plece în laterală, dar nu este nicio problemă. Băi, oricum, cu motorul stock nu o să facă mare șmecherie, adică mă aștept la un 250 de la ea, să vedem dacă o să-l prindă și pe ăla, nu știu sigur. Fără fine tuning, fără absolut nimic, bă, o să-l ia, s-ar putea să-l ia, hai tati, hai că poți, hai că poți, n-a luat. 239. Nu e foarte, foarte, foarte mult, dar o să-i dăm și un top speed. Norocul nostru că avem teleportul ăsta și putem face chestia asta destul de rapid. După care o să, pentru că vreau să-i văd și handling și chestii, după care o să, oricum, mor de sunet. Sunetul îmi place la maxim. După care o să încercăm să facem swap-ul de motor și să vedem ce și cum se descurcă și cu motorul celălalt. Ok. Băi, la top speed s-ar putea să ia un 350 de voie. Are destul de mult pe ăsta, dar s-ar putea să fie limitată într-o oarecare măsură. 350 eu zic că-l ia. Și se pare că da, am avut dreptate. Prinde chiar mai mult de 350. Un 360. Merge un 370. S-ar putea să nu meargă. 365. Hai, încerc să îl țin. Fuck. Da, haideți să-i dau R, încercai să nu iau prea brusc curba, dar o luai prea puțin brusc. fuck, what the fuck, ce mama lui a avut, bă, că chiar nu dădui mult în ăsta. 367, 68, gata, nu, dacă iau curba și oricum acolo nu prea mai merge cine știe ce, s-ar putea chiar să nu fi prins nici 368 ăla. Deci 368, pe top speed nu stă rău, chiar nu stă rău. Nici wow, dar având în vedere că este o mașină de cât am spus noi,
900 am reușit să o ducem până la urmă, cu vreo 800 de, 800 și ceva de căluți ar veni. Din câte știu eu, un kilovat din ăla are vreo 1,30, nu mai știu, ceva în genul ăsta căluți. În orice caz, vine un nou 850 de cai, ceva în genul ăsta. Torcare ok, Newton metri 1000 și ceva, greutate 1300, o tonă 300. O să, apropo, o să avem încă o idee de clip, că tot veni vorba de weight, o să vedem dacă pot să-l fac cu grasul, dacă nu astăzi, în altă zi. Dar zic că ar fi destul de interesant. Bun. Haideți să mergem în ăsta înapoi la festival și să vedem ce reușim să facem cu cel alt motor. S-ar putea să nu fie o mare, foarte mare diferență, pentru că, după cum observați și voi, are un 950, ăsta are 900 acum. Deci, mare, mare șmecherie nu cred că o să fie. Haideți să vedem, centrifugal supercharger, să-i băgăm twin turbo. Eu zic că, cred că tot un twin turbo ar fi mult mai, da, o să lăsăm twin turbo-ul. Ea și scoate și de asemenea și porcărioarele astea. Ce mă, acum nu-i mai crește speed-ul? Îi scădea speed-ul. Nu-i mai scade speed-ul? What? Dubios. Haideți să vedem aici. Să le băgăm pe toate pe care le putem băga. Momentan, din câte văd eu, pare mult mai puțin, dar se pare că lucrul ăsta o să se schimbe curând. Cel puțin așa pare, așa sper. La asta, la turbină, ar trebui să crească destul. Da. Se pare că nu vrea să crească destul de mult. Nu știu de ce. Și se mai pare că ceva e dubios aici. Astea n-ar trebui să fie schimbate, din câte știu eu și cred că știu ok. Dar aparent, ceva e dubios aici. Oare trebuie să schimbăm? Nu știu cum au făcut-o ăia. Păi, asta nu e mai nicio diferență. Cum pot să văd? Ia să vedem câți kilo... Da, nu știu câți are. Nu știu unde văd. Dar mi se pare că putem face așa. Install setup și acum o să vedem. Kilogramele scad puțin și îi cresc vreo 100 și ceva de căluți, cam așa, în jur de 100 de cai. Dar nu e mare șmecherie, e tot S2 și tot de 906, 900 și ceva. Haideți să vedem ce-i face ăsta, dar s-ar putea să o facă 4x4. Și dacă o fac ăștia 4x4, unde ești, mă, cel mai popular e asta de 900, dar eu vreau să fie cât mai rapidă, să zic așa. Dar văd că, da, cei mai mulți o fac pe, ca să ajungă la asta, o fac doar, asta o fac 4x4, nu doar tracțiune spate, așa cum am făcut-o eu. Uite asta nu știu dacă e 754, e aproape de ce am făcut eu. Haideți să o luăm pe cea cu cei mai mulți, 758. Cred că una din astea două, uite, o luăm pe asta. Se pare că trebuia să o fac, bine, trebuia să o fac, nu trebuia să o fac, dar dacă nu îi lăsăm motorul, dacă îi lăsăm motorul stoc, e ok așa, e ok, foarte ok pe ăsta, propulsie spate sau mi se pare că pe spate, dacă nu mă înșel, că tracțiune vezi, doamne, e pe față, că trage propulsie pe spate, că împinge, ce ești tine, ce vrei, ești grăsun, nu este? Mă, ce fol și ăsta, cum se numește, ai, reci. Ia să vedem, băi, acum e clar că la drag o să prindă mai mult din moment ce e 4x4. Dar să vedem și pe top speed care e diferența. E urâtă? Mă, mie îmi place, uite. Pe față, bine, spatele, da, e un pic dubios, aș putea spune, dar nu că e urâtă. Ia să vedem. Cât a prins data trecută? 239,75, dacă nu mă înșel, pe undeva pe acolo. Dar să vedem cât ia de data asta, eu zic că ia un 250, ar trebui să ia un 250, dacă nu ia 250, așa, 252. Nu e mare diferență, de ce să mănânc rahat, cred că mai bine, adică bine, mai bine, o să o las cu motorul stock pentru că îmi place cum sună, mai mult decât cu ăsta. Dar o să încercăm să-i dăm și un ăsta, am zis să-l facem și pe ăsta, ia, unde să băgă dobitoca aia. Am zis să-l facem și pe ăsta pentru că de obicei lumea mă mai înjură, a, ce, de ce nu o fac cu 4x4, de ce nu știu ce, așa iau practic mai multe variante, o fac și stock, o fac și cu motor schimbat și cu toate nebuniile, ca toată lumea să fie fericită, pentru că oricum timp este, după cum puteți observa, pentru că am și teleportul ăsta, bani, exact cum zice Justin, avem, deci nu văd unde ar fi problema.
S-ar părea că la top speed se duce ceva mai mult și e oarecum normal pentru că e crescură vreo 100 de căluți. Deci cred că o să prindă un 390. Da, 390, fix 390 și acum e oarecum limitată, 391 a luat. Și s-ar putea ca dacă umbli la fine tuning, haide să vă arăt că se numește fine tuning aici, cel puțin așa scrie. A, bine, e tune car, dar e fine tuning, nu știu, unde scrie undeva pe aici fine tuning. Unde scrie, mă, fine tuning? Tune car. Scrie undeva fine tuning, la modul cel mai serios, știu că scrie undeva fine tuning. Nu e așa? Știi ce și tu ceva de fine tuning, nu? Ha. Nu mai știu unde, sincer, dar sunt 100% sigur că scrie ceva de fine tuning undeva. Sau Da, eu știu nu mai că e contează. fine tuning. Eu îi spun fine tuning, ce, sau poate e obre nebună vorba lui Justin. Eu îi spun fine tuning ca să nu se încurce cu tuningul pe care îl facem la motor și la aspect și la etică, înțelegeți? De asta îi zic fine tuning și nu îi zic tune sau tuning sau o tunez sau înțelegeți voi, nu mai contează. Băi, asta ar fi mașinuța. Acum e proastă pentru că, după cum puteți observa, trebuie să dăm șmecheria aia. Oricum, o să-i pun. Mie îmi plăcut mai mult, cel puțin cea cu propulsie spate, să nu o facem, să nu-i schimbăm nici motorul și așa. Îmi plăcut sunetul de la ea și practic aia e mașina normală. Și o să-i pun din nou acel tuning pe ea. Băi, e o mașină oarecum vechiuță și nu e ceva wow, adică nu e un supercar sau nu știu ce. Dar e o mașină șmecheră, îmi place ăsta sunetul și pentru anul ei și așa, e destul de bună, adică a prins 390 și cât Justine, 391 parcă nu. Și la drag, acceptabil, între 250 și 300, v-am spus, sunt chiar și supercarurile, deci ce e deja între 250 și 300 e ok și ce e peste 300 e foarte ca lumea. Bun, băi fraților, cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi acolo un like ușor dacă v-a plăcut și dacă mai doriți episoade de Forza Horizon 4 și singurei și alături de Dolofani. Și noi, ca de obicei, ce o să ne facem, Justine? O să ne vedem data viitoare! Bravo, Justin! V-am pupat, pa!